primele concluzii după New Day, care a fost sâmbătă aceasta. Stați până la sfârșit, am să caut să fac și eu o previziune despre cum se va comporta în pre-market și ce ne așteptăm ziua de mâine, înspre sfârșitul lunii ianuarie. Lăsând la o parte faptul că prezentarea a durat 3 ore, dacă dăm la o parte muzică, focuri de artificii și tot ceea ce ține de show, rămâne cam jumate de oră de prezentare efectivă cu date și ceea ce ne poate arăta ce va avea, care va fi traseul lui Neo în viitor. Pot să spun că nu sunt, prezentarea a fost destul de impresionantă, dar tot ceea ce spun aici e în viitorul destul de îndepărtat, adică nu, anul ăsta nu prea e nimic din ceea ce aici prezenta, nu se va întâmpla nimic, ceea ce mă face să cred că mai mult prezentarea a fost ca să justifice prețul acțiunilor destul de mare existent la ora aceasta. Și va rămâne de văzut dacă vor putea și să execute ceea ce promit aici. Primul. Sedanul. Au lansat, deci, noul sedan care se cheamă ET7, dar care va fi disponibil abia din 2022. Prețul de pornire va fi de 70.000 de dolari cu tot cu baterie sau 58.000 dacă se cumpără mașina fără baterie și rămâne bateria să fie închiriată prin programul lor Battery as a Service, BAS. Acest sedan poate funcționa cu noul sistem de conducere autonomă lansat de NIO, care are o cameră cu rezoluție de 8 megapixeli față de 1,2 megapixeli cât are Tesla și are un chip care procesează datele, care oferă putere cam de 7 ori mai mare decât chipul folosit de Tesla, tot pentru full self-driving, conform cu ceea ce spune chairmanul NIO, Lee William. Cu această ocazie, NIO a lansat și un nou concept de închiriere, deci asemănător cu baterie as a service, Autonomous Driving System as a Service, adică posibilitatea de a închiria și sistemul de conducere autonomă, care va costa 680 de yuan pe lună. Da, odată cu acest model, compania a anunțat și că o baterie de capacitate de 150 de kW, care va fi prima de această capacitate pusă pe un autoturism electric de serie. Din păcate, această baterie nu va fi disponibilă odată cu lansarea modelului ET7, ci undeva pe la sfârșitul anului 2022, moment în care e posibil deja și Xpeng și Tesla să apară cu asemenea baterii. În afară de asta, bateria va folosi cu tehnologia Solid State și se pare că va fi făcută în colaborare cu Prologium. Are un coeficient aerodinamic de 0,23 cd, va avea frâne Brembo standard, ceea ce îl fac să decelereze de la 100 de km în 33,5 metri. Designul exterior și interior e unul familiar NIO. Autoturismul este capabil de conducere autonomă și include toți senzorii necesari, inclusiv unii integrați în corpul său. Va avea și LiDAR, din ce se vede în videourile de prezentare. Interiorul este unul minimalist și include un panou de bord digital HDR de 10,2 inci, cu un monitor central AMOLED de 12,8 inci, prin care se manipulează practic toate funcțiile, inclusiv reflectoarele de aer smart, care sunt ascunse privirii.
Pe planșa de bord se mai găsește un asistent vocal Nomi Mate 2.0. Mașina suportă și pune la dispoziție tehnologii precum 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 și V2X. Există la bord de asemenea standard primul sistem audio 714 dintr-un automobil cu 23 de difuzoare și o putere de 1000 de W. Standard mai vine cu dotări precum suspensie pneumatică smart, amortizoare adaptive, acoperiș panoramic din sticlă laminată, head-up display, 3 porturi USB, scaune cu încălzire și masaj pentru toți pasagerii. Cu ET7, cei de la NIO introduc și prima cheie digitală UWB din lume, capabilă de localizare cu precizie până la nivel de centimetru. Portiere fără cadru pentru geamuri și cu soft close, toate din nou standard. La lansare va fi disponibil cu bateriile de 70 de kW, autonomie în jur de 500 de km, 100 de kW autonomie peste 700 de km și urmând ca mai apoi să apară și bateria de 150 de kW, care va avea autonomie în jur de 1000 de kilometri. Ca și în cazul bateriei de 100 de kW, dezvăluite de curând, noul set de acumulatori de 150 de kW este perfect compatibil ca formă cu mașinile deja existente în gama NIO. Astfel, cu bateria de 150 de kW la bord, modelul SO va putea înregistra până la 850 de km de autonomie, S6 până la 900, iar EC6 până la 910 km. NIO a lansat cu această ocazie și noul sistem de conducere autonomă NAD, NIO Autonomous Drive. Este cunoscut sub numele de Aquila Super Sensing și e dezvoltat în parteneria cu Nvidia. Acesta include 11 camere de 8 megapixeli care pot detecta vehicule la 680 de metri distanță și pietoni la peste 220 de metri distanță. Un lidar de înaltă rezoluție dezvoltat împreună cu InnoVision, care include un laser de 1550 de nanometri pentru un câmp vizual de 120 de grade și o rază de acțiune de până la 500 de metri. 5 radare MMWave, 12 senzori cu ultrasunete și câte un GPS și EMU alături de V2X și ADMS. Toți acești senzori sunt conectați la ADAM. ADAM e numele dat de NIO, sistemului de calcul dezvoltat in-house de către ei, prin care se fac schimb de informații cu o viteză de 8 gigabits pe secundă, gigabytes. Aceasta este o soluție bazată pe chipul Nvidia, 4 socuri Nvidia Orin, în premieră pentru NIO, cu o putere totală de calcul de 1,016 TOPS. NIO susține că computerul lor este de 7 ori mai puternic decât de cel din ultima generație găsit pe mașinile Tesla și la momentul actual cea mai performantă soluție de acest gen de pe vreun automobil de serie. Acum, referitor la mașină, mie mi s-ar fi părut o decizie mai bună dacă ar fi lansat o versiune, un sedan, de fapt, mai mic și cu mai puțină tehnologie, dar care să coste, în general, în jurul prețului modelului Tesla Model 3, deci sub 30.000 de dolari în China. Și astfel ar fi putut să își NIO ar fi putut să-și mărească considerabil baza de clienți. XPeng, de exemplu, după ce și-au lansat au lansat sedanul la un an, care a fost lansat la un an după ce deja vindeau SUV-ul pe 7, imediat modelul sedan a ajuns să reprezinte 65% din toate vânzările firmei, ceea ce arată că
Sedanurile se vând foarte bine în China și vor fi primite în continuare foarte bine, spre deosebire de Europa și Statele Unite, unde încet, încet lumea se pare că se orientează către SUV-uri. Acum, având în vedere că NIO nu are fabrică proprie în care își produce mașinile, teoretic mă gândesc, dacă și-au dat seama că nu pot să mărească capacitatea de producție foarte mult în următorul an, e posibil să fi luat atunci această decizie să lanseze sedanul de lux, dacă ei consideră că vor putea să-l producă doar încă pentru început într-un număr destul de limitat de bucăți. Și atunci nu și-ar mai fi avut rost să încerce soluția cu sedanul ieftin, care ar trebui produs în cantități mult mai mari. Vom vedea ce rezervă viitorul și pe această temă și dacă vor reveni și cu un anunț pentru un al doilea sedan. Și în afară de asta, NIO a mai anunțat o nouă tehnologie pentru stațiile de schimbare a bateriilor, care acum vor putea să schimbe cam peste 300 de baterii pe zi. Inclusiv se pare că vor avea posibilitatea să parcheze singure, aceste stații să parcheze singure mașina pentru schimbarea bateriilor, astfel încât clienții care au probleme cu parcatul să nu aibă nicio altă, să nu fie jenați de această chestie. Se dau jos din mașină, mașina se parchează singură, se schimbă bateria și pleacă la drum. Se pare că anul ăsta vor face până la 500 de stații, zic, până la sfârșitul anului, ceea ce va fi un lucru foarte bun, că se pare că acest model al lor, Battery as a Service, care e unic deocamdată în cadrul mașinilor sectorului mașini electrice, a prins foarte bine în China. Rămâne de văzut ce va fi și dacă va prinde și în Europa și în Statele Unite, dacă vor reuși să intre și pe piața americană. În Europa, din ce se spune, probabil că vor intra prima oară în Norvegia în cursul acestui an. Bateria de 150 de kW va fi disponibilă tot de la sfârșitul anului, deci 2022, ceea ce va fi peste 2 ani de acum încolo. Adică, de fapt, din 2023 probabil va fi disponibilă. Ceea ce mă duce deocamdată la concluzia care o spuneam. Nu sunt foarte. Anunțurile sunt cu bătaie lungă. Deci, i-ar fi trebuit să. Aș fi vrut să văd niște anunțuri și pentru ceea ce se întâmplă anul acesta, ce urmează să se întâmple anul acesta. Peste 2 ani, până peste 2 ani, nu se știe ce mai e până atunci. Vor trebui să demonstreze că sunt capabili să realizeze acest lucru. Și pentru asta vă avem de așteptat, să vedem. Deci, din punct de vedere al prețului acum al acțiunilor, acest video e înregistrat duminică seara. Încă nu am nici măcar pre-market-ul să văd ce se întâmplă, dar mă aștept ca prețul la deschidere să crească cu un 5, maxim 6%, adică să fie deja crescut cu un 5-6%, dar să aibă probabil oarecum o scădere rapidă, după care să se stabilizeze pe la vreun 3-4% în plus. Posibil să fie un mix sell-off la deschidere, cei care vor să își facă locking la profit. Și în principiu, piața, bănuiesc, nu cred că vor lua în considerare faptul că anunțurile totuși sunt pe termen cam prea lung și nu-i nimic specific pentru anul acesta, având în vedere că totuși tot ceea ce au prezentat este destul de impresionant, bănuiesc că prețul o să crească în continuare și ușor, ușor
o valoare spre 70 de dolari până la sfârșitul o lunii, dacă nu apare evenimente neprevăzute care să provoace o scădere bruscă a prețului. 值得特别指出的是, Acura 激光雷达采用 1550 纳米激光, 避开了人眼敏感的 900 纳米波长, 在性能提升的同时, 能更好照顾他人安全。 激光雷达对提高自动驾驶的安全性非常重要, 对于有些场景, 比如夜间高速行驶, 黑暗路面有深色的物体, 强光炫目, 道路井盖遗失, 图像算法未能识别的物体, 高精度, 超远距的激光雷达, 不可或缺。 Acura的激光雷达, 视角达到120度, 复杂的城市路况一览无遗, 独创动态聚焦功能, 通过局部的像素加密, 对关键目标和细小物体进行凝视, 能获取更加精确的三维信息, 比如这个交通状况十分复杂的路口, 动态聚焦功能, 可以更好地追踪车辆和行人, 能更准确识别小狗这样的宠物, 以提高自动驾驶的可用性和安全性。 800万像素高清摄像头, 加上超远距高精度的激光雷达, 大幅提升了 NAD的感知能力, 让自动驾驶的安全性提升了2个等级。 传感器的精度重要, 很重要, 传感器的部署方式同样关键。 Acura的瞭望塔式布局 能显著减少传感器的盲区, 对城区的自动驾驶 非常有意义。在城市场景下，传感器的视线很容易被绿化带和车辆遮挡。相比于安装在B柱和后视镜的摄像头，部署在车顶的 Acura的高位侧前摄像头盲区更小。大家可以看图上的这个对比啊，就是左边是装在B柱，就装在这个位置的。 那么那边有个人过来了，这边其实被遮挡着，左边一辆车，右边是部署在我们现在这个瞭望塔式布局，那这个同样的位，同样的车的位置，同样的对比关系，大家其实一目了然，能看得非常清楚。瞭望塔式的布局方式让城区自动驾驶的安全性更高。 Acura的两个高位侧前摄像头 不仅站得高、看得全，还大大提高了前向视觉的冗余度。大家知道，自动驾驶或者辅助驾驶最主要依赖的是前向的主摄像头。那么 Acura的这样一个布局方式，即使主前向的主摄像头不工作，依靠两个高位侧前摄像头，仍然可以实现前向视觉的完整感知。 Acura的高位后向摄像头有更好的后向视野，部署在这个后边的，能更好识别与预判后方车辆的行驶意图。NIO Acura超感系统拥有33个高性能感知硬件， 11个800万像素的高清摄像头， 4个前向， 3个后向， 4个环视， 一个超远距高精度激光雷达， 5个毫米波雷达， 12个超声波传感器， 2个高精度定位单元， 以及车路协同感知和增强主驾感知。 Acura 定义了量产车自动驾驶感知系统的全新标准。 Acura的超感系统 每秒能产生8个G的数据， 相当于1秒下完2部腾讯视频 4K电影，
或者一秒钟看完过去三年的 Near Day 回放。处理如此海量的数据，当然需要超强算力。未来超算平台 Adam 迄今为止最强大的量产移动计算平台，这就是 Adam。 Adam 拥有超高带宽的图像接口，ISP 每秒能处理64亿像素，首创超高带宽骨干数据网络，将所有传感器和车辆系统的信号输入实时无损分配到每一个算力核心。 Adam 搭载四颗 NVIDIA Orin 芯片，让 EDG 成为全球第一款搭载 Orin 的量产车。Adam 拥有48个 CPU 内核，256个矩阵运算单元，8096个浮点运算单元，共计681个晶体管，总算力高达1016T， 超过7个 Tesla FSD 的算力总和。拼马力更要拼算力，马力加算力是定义高端智能电动汽车的新标准。NAD 的算法与软件架构能充分应用 Adam 的强大算力，通过两颗主控芯片实现 NAD 的全栈运算，包括多方案相互校验的感知、多元组合定位、多模态预测和决策。充足的算力使得 NAD 在处理复杂交通场景时算得更多、算得更快、算得更准。 Adam 拥有一颗独立的冗余备份芯片，任何一个主芯片失败， NAD 都能确保安全。不仅如此，整个超算平台的电源、影像和主控系统全都是热备份冗余设计。 Adam 拥有一颗自动驾驶群体智能和个性训练的专用芯片，可以大大加快 NAD 的总体进化进度，同时又可以针对每个用户的用车环境进行个性化的本地训练，让每位用户的自动驾驶体验更好。未来超算平台 Adam， 汽车智能新的起点。ET7 的整车软硬件平台， NAD 的全栈领先技术，让辅助驾驶到自动驾驶成为可能。拥有33个高精度感知硬件的 Aquila 超感系统，拥有1016T 算力的 Adam 超算平台，所有硬件 ET7 全部标配。 NAD 的19项安全与驾驶辅助功能， ET7 全部标配。 NAD 的完整功能将采用按月开通、按月付费的服务订阅模式 AD as a service， 全球首创。迎接未来 ET7， 一辆把想象变成现实的智能电动旗舰轿车。 ET7 标配超过100项舒适、安全、智能化配置，从外观、空间、数字座舱、性能、自动驾驶，每一个方面都提供了极致的体验。 EDG 用户将获得6项服务权益，包括终身免费质保、终身换电优惠、免费专属充电桩、终身免费道路救援、
终身免费毅力家电，终身免费车联网，一如既往。今天我们将正式开启 ETC 预售，按整车购买70多辆车型补贴前价格44.8万，是不是有熟悉的感觉？100多辆车型补贴前售价50.6万，采用 bus 电池租用方式购买，补贴前车价37.8万，电池租用服务费70多辆每月980元，100多辆每月1480元。另外，我们还特别推出 ETC 首发版，标配100度电池包、NAPA 高级内饰套装、20英寸5伏移动轮圈和 Nomi Mate 2.0。ETC 首发版按整车购买，补贴前价格为52.6万。采用 bus 方式购买，补贴前车价39.8万，电池租用服务费每月1480元。 NAD 自动驾驶的完整功能完全采用按月开通、按月付费的服务订阅模式，每月仅需680元。NearPilot 的用户别忘了，你们还有6折和3折的权益啊。 Ready for tomorrow， 迎接未来。从现在这一刻起，你就可以在未来 APP 预定你的 ET7 了。 ET7 的预定意向金5000元，支付5000意向金可在购车时抵10000车款。为了感谢大家的支持，现有车主包括大定用户购买 ET7 将获得7000元购车优惠加30000积分红包，创始版 ES8 创始版车主购买 ET7 将获得10000元购车优惠加50000积分红包。我们将大体按照支付意向金的顺序交车，明年1季度 ET7 将开启交付。大家理解一下，我们这里面用的先进的技术太多了。我们再看一下 ET7 给我们带来的体验。Ready for tomorrow， 迎接未来，这就是未来 ET7。 NIO Day 的发布环节到此结束，我们先把 ET7 送下去啊。接下来请允许我向大家介绍著名音乐人汪峰先生。他根据我们今年